Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi noi documente privind fenomenul OZN, care vor fi desecretizate în Marea Britanie. Un oficial rupe tăcerea. Începând din 2008 până pe 20 iunie 2013, Ministerul Apărării al Regatului Unit a desecretizat 209 fișiere cu aproximativ 52.000 de pagini privind fenomenul OZN. După aceea a anunțat că în felul acesta a predat domeniului public practic toate fișierele supraviețuitoare OZN, anterior strict secrete, pe care le deținea. Între acestea au fost și multe documente și mărturii privind incidente deosebit de serioase. Iată însă că pe 23 septembrie 2014, publicația Daily Star anunța că guvernul urmează să mai declasifice alte 18 fișiere OZN, iar Ministerul Britanic al Apărării a recunoscut că aceste fișiere nu fuseseră incluse în exercițiul de declasificare anterior. Decizia desecretizărilor a fost urmarea unor cereri exprese în virtutea legii accesului la informații, depuse de cercetătorii OZN susținuți de un membru al Camerei Lorzilor. Documentele OZN care urmau să fie făcute publice conțineau lucrări din anii 1971-76, 1996-2000 și din 2004. Pe 23 septembrie 2014, publicația Daily Star anunța că publicul va avea acces la aceste documente în jurul lunii septembrie 2015. Nick Pope, un fost oficial al Ministerului Apărării, care a fost aici timp de 3 ani, șeful biroului care se ocupa de rapoartele OZN, a declarat acum: "Este o situație extrem de jenantă pentru Ministerul Apărării, care își va sui astfel în cap entuziaștii OZN." El a adăugat: "Atunci când guvernul a declarat că a făcut publice toate fișierele sale de OZN-uri, teoreticienii conspirației au susținut că nu au fost făcute publice toate documentele și iată că au avut dreptate. Cele 18 dosare includ unele observații radar ale RAF, Royal Air Force, și documente ale specialiștilor de la ultra-secretoasa Direcție de Informații Militare, astfel încât ne putem încă aștepta la câteva revelații fascinante." Publicația Daily Star aprecia că teoreticienii conspirației, ufologii și fanii civilizațiilor extraterestre se vor călca pe picioare să pună mâna pe aceste fișiere noi. Acțiunea privind cele 18 fișiere suplimentare a fost precipitată de cererea depusă cu lună mai devreme de către cercetătorul britanic Andy Russell. Acesta cerea, în virtutea legii libertății de informare, Freedom of Information Act, din Marea Britanie, să se spună dacă există documente intitulate Politica OZN din perioadele 1971-1976 și 1996-2000, ca și alte trei documente care acoperă perioadele iulie-decembrie 2000, decembrie 2000-martie 2004 și martie 2004, și dacă da, mai întreabă dacă acestea sunt în continuare clasificate. Investigația care a urmat a scos la iveală dosarele cele noi, contrazicând astfel pretenția Ministerului Apărării, conform căreia toate fișierele sale de OZN-uri au fost desecretizate și făcute publice. Și ufologul Robert Hastings, dar și alți ufologi, se întrebau în iunie 2013 dacă Ministerul Britanic al Apărării a desecretizat chiar toate dosarele OZN și dacă nu cumva cele care aveau o semnificație mai gravă pentru apărare au rămas ascunse. În privința aceasta, Hastings a solicitat atunci și opinia lui Nick Pope, care a precizat că legea libertății de informare conține excepții de mare învergură, care acoperă domenii precum apărarea, securitatea și informațiile. Deci multe documente sensibile OZN pot rămâne secrete în continuare, tot așa cum multe documente făcute acum disponibile au fost deja considerate a fi neclasificate înainte de difuzarea lor. Pope a adăugat că examinarea atentă a materialului deja făcut disponibil arată că o mulțime de documente au fost redactate sau reținute în totalitate. Și aici nu sunt incluse mai multe fișiere interesante, documente, fotografii și filme, despre care Ministerul Apărării spune că au fost pierdute sau distruse din greșeală. În guvern, accesul la informații clasificate depinde de nivelul de securitate și de necesitatea de a cunoaște pe care le posezi. Astfel, niciodată nu poți ști cu siguranță dacă ai acces la toate informațiile cu privire la un subiect deosebit, deoarece chiar dacă ești expert într-un anumit domeniu, nu doar că ți se poate refuza accesul la anumite lucruri, dar pot exista zone întregi de care nici măcar nu știi că există. Aceste lucruri trebuie deci gândite în termen de necunoașterea celor necunoscute. Deci, continuă Pope, deși o mare parte din cariera mea în Ministerul Apărării am avut un certificat de securitate top secret, CCI, și cred că am văzut toate fișierele OZN, eu nu pot fi sigur de asta. Nu știu ce anume, nu știu.
Este un alt mod prin care aceia dintre noi care s-au ocupat de materiale clasificate la nivel extrem caracterizează această situație. Și totuși, Ministerul Apărării și Arhivele Naționale de la Londra au dat publicității noi dosare ce conțin mărturii ale britanicilor legate de apariția obiectelor zburătoare neidentificate OZN transmite CNN. Dosarele publicate conțin peste 6.000 de pagini de mărturii și informații strânse între anii 1994 și 2000. Iată câteva dintre cele mai interesante mărturii. În martie 1997, un bărbat din Birmingham a declarat că s-a întors de la serviciu și a observat o navă lungă de formă triunghiulară plutind deasupra grădinii sale. Raportul incidentului precizează că obiectul era silențios, însă i-a făcut pe câinii din zonă să latre. Nava a dispărut după 3 minute și a lăsat în urmă o substanță albă mătăsoasă, pe care bărbatul a pus-o într-un borcan. CNN precizează că nu știe ce s-a întâmplat cu substanța salvată de bărbat. În ianuarie 1997, un bărbat care conducea prin sudul țării Galilor a observat un tub luminos care cobora din cer și care semăna cu o stea imensă. Telefonul mobil al bărbatului și radioul mașinii n-au mai funcționat. Bărbatul s-a dat jos din mașină și a mers prin lumina respectivă. El a afirmat că a început să se simte rău, iar apoi a suferit din cauza unei boli de piele. Raportul susține că mașina bărbatului a fost acoperită de praf și noroi. În august 1997, 5 pescari aflați pe un trailer în Marea Nordului au declarat că au văzut un obiect rotund, plat, foarte luminos, care plutea pe cer. Cei 5 martori foarte sceptici în legătură cu OZN-urile au urmărit obiectul pe radar preț de câteva secunde înainte să dispară. În octombrie 1996, polițiștii din Boston și Skegness au surprins pe camerele video lumini neobișnuite albastre, verzi și albe care se roteau pe cer. Piloți din Royal Air Force au observat pe radar, în același timp, lumini care pâlpâiau, iar fenomenul a fost văzut și de echipajul de pe o navă aflată în apropiere de Boston. În iulie 1994, un OZN în formă de ciocolată Toblerone a fost văzut plutind deasupra localității scoțiene Annandale. În dosar există și o schiță a obiectului, unde se precizează că avea în jur de 9-12 metri lungime și 6 metri lățime. Nava ar fi plutit la circa 3 metri de sol deasupra unui câmp și a fost observată cel puțin 40 de minute. În ianuarie 1995, un aparat Boeing 737 al companiei British Airways a fost foarte aproape de o coliziune cu un obiect în apropiere de aeroportul din Manchester. Pilotul și echipajul au observat obiectul, însă o anchetă a autorității aviatice civile nu a descoperit nimic neobișnuit. Arhivele naționale au precizat că publicarea mărturiilor dezvăluie modul în care relatările despre apariția OZN-urilor s-au schimbat în ultima jumătate de secol. Multe dintre ultimele mărturii descriu OZN-urile ca fiind mari, negre și în formă triunghiulară. În perioada 1940-1950, oamenii descriau obiectele zburătoare ca fiind în formă de farfurii sau de discuri. Colega mea, Claudia Mesea Paraschivescu, a prezentat pe larg incidentul petrecut în Suffolk, Anglia, la circa 150 de km nord-est de Londra, în pădurea Rendlesham, în documentarul Un mesaj ciudat pentru omenire din anul 1100, un militar rupe tăcerea. Pădurea Rendlesham se află între două baze militare aeriene îngemănate, Bentwaters și Woodbridge, închiriate pe atunci americanilor în cadrul aranjamentelor NATO. În primele ore ale zilei de 26 noiembrie 1980, o lumină puternică a fost văzută coborând în această pădure, bănuind aterizarea forțată a unui avion. Au plecat într-acolo 3 persoane din poliția militară a bazei Bentwaters, sergentul James Peniston împreună cu John Burroughs și Bud Stephens. Cei 3 polițiști militari au spus că s-au apropiat de o navă de formă triunghiulară care nu semăna cu nimic cunoscut și că au avut sentimentul de câmp electrostatic în timp ce observau luminile intermitente ale obiectului și marcaje de tip hieroglific pe suprafața lui. Locotenent colonelul Charles Holt, locțiitorul comandantului bazei, a afirmat ulterior că militarii care au văzut mai întâi luminile și apoi un OZN la sol nu pot da socoteală de o perioadă de 40 de minute din timpul deplasării lor prin pădure, timp în care sistemele lor de comunicare au fost scoase din uz. Poliția britanică a găsit la locul aterizării 3 adâncituri de 1,5 soli în triunghi echilateral, crengi rupte în coroanele copacilor din jur, iar radioactivitatea era de 7 ori mai mare decât normalul.
Charles Holt a mai declarat că în seara zilei de 27 decembrie 1980 a auzit militarii strigând "S-a întors! OZN-ul s-a întors!" Atunci a decis să meargă el însuși cu o mică echipă să investigheze ce anume se petrece. Când s-au apropiat de obiectul luminos, stația radio și sursa lor de lumină au început să dea rateuri. Totuși, un reportofon pe care au înregistrat conversațiile avute a continuat să funcționeze. Banda s-a păstrat fiind dată publică. Holt a făcut un raport asupra incidentului, avea pe 13 ianuarie 1981. Raportul a rămas secret și a devenit public abia după câțiva ani, când copia aflată în Statele Unite a fost cerută în virtutea legii accesului la informații. Presupusa aterizare OZN din pădurea Rendlesham în 1980 a fost confirmată până la ora actuală de peste 50 de martori oculari. Militari US Air Force, NATO, staționați la bazele reunite, iar documentele desecretizate până acum atestă inclusiv faptul că ambele radare britanice și americane din zonă au urmărit într-adevăr cu acea ocazie un obiect neidentificat. Cazul a fost investigat și de funcționarii Ministerului Britanic al Apărării, dar explicația oficială a fost că au văzut cu toții luminile unui far aflat la mai mulți kilometri. Nick Pope, care a lucrat anterior în Ministerul Apărării, inclusiv ca șef al unui birou care investiga rapoartele OZN, e azi un prezentator invitat la mai toate conferințele importante, având drept temă fenomenul OZN. El a salutat publicarea noilor documente, spunând că ele vor fi fără îndoială de interes, dar nu vor include nicio dovadă de tip pistol fumegând. El a mai spus, având în vedere că am văzut și am lucrat pe multe dintre aceste autentice dosare X, sunt încântat de faptul că ele sunt în sfârșit făcute publice și în condițiile în care sunt legate pe viață de legea secretelor oficiale, voi putea spune mai multe despre ele odată ce vor fi eliberate în domeniul public. El a adăugat, înțeleg frustrarea comunității OZN care este exasperată de cât de mult durează să fie desecretizate și eliberate aceste fișiere, în condițiile în care, chiar dacă nu pot promite un pistol fumegând, știu că informațiile conținute vor fi de un real interes. Publicarea acestor fișiere va fi în mod special de actualitate, având în vedere declarațiile recente cu privire la acest subiect, făcute de candidatul prezidențial Hillary Clinton. Tabra Clinton a promis că dacă ea va ajunge la Casa Albă, va căuta să desecretizeze toate documentele OZN din Statele Unite și va trimite un grup de lucru în misterioasa bază militară Area 51, unde adepțitorii conspirației susțin că sunt deținute dovezi ale unor vizite extraterestre pentru a stabili exact ce anume se petrece acolo. În acest context, în februarie 2016, jurnalistul de știință John Austin a publicat în periodicul britanic Express un articol despre un fost ofițer din Marina Militară Americană, US Navy, care pretinde că a văzut în viața sa mii de fișiere OZN ultrasecrete și este gata să ridice capacul de pe ele. O parte din aceste documente ar dovedi și ele că aparițiile extraordinare din pădurea Rendlesham au fost reale. Un bărbat în vârstă de 49 de ani, care este căsătorit și trăiește acum în Ohio, spune că a fost maestru militar clasa 3-a la Centrul de Telecomunicații Navale de la NAS Moffett Field. Din februarie 1986 până în octombrie 1989, perioadă în care colabora și cu persoane de contact din Silicon Valley. El susține, între altele, că poate pune în altă lumină misterioasă observație de masă OZN de la Rendlesham. Așa cum scrie John Austin, bărbatul, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, susține că posedă autorizația compartimentală de securitate TSSBI, ESI, NATO, SIOP și o autorizație pentru documente top secret pentru a lucra cu informații excepțional de sensibile, inclusiv în cadrul NATO. Persoana în cauză afirmă că vrea să se ajungă la o dezvăluire și a depus în acest sens un raport OZN la rețeaua mutuală OZN Muffin, cea mai mare organizație de anchetă oficială a prezenței extraterestre din lume, având sediul în Statele Unite. În raportul său, el scria, eu nu semnalez o observație OZN, ci mai degrabă o experiență legată de fenomenul OZN. Am copiile autorizațiilor mele de securitate. Am manipulat, vizualizat și livrat personal mii de documente care implică proiecte privind fenomenul OZN și vizitatorii extraterestri. Acordul meu secret cu Guvernul Statelor Unite a expirat în octombrie 2014. În acest moment din viața mea aș dori să împărtășesc cunoștințele mele în speranța că cineva va fi capabil să le folosească în mod eficient spre dezvăluire. El a mai precizat că a fost coleg cu un angajat transferat de la o stație aflată la nord de Londra, unde lucrase peste 10 ani. Era o facilitate comună a Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite, NSA,
și a Guvernului Marii Britanii, însărcinată cu urmărirea OZN-urilor, care a înregistrat inclusiv incidentul din pădurea Rendlesham. Omul nostru a declarat pentru Express, deși nu am văzut niciodată un OZN sau un extraterestru, am avut acces literalmente la 10.000 de documente care confirmă că acestea sunt reale și au vizitat Pământul. Întrebat de ce nu a copiat unele dintre imagini sau texte drept dovezi, el a spus: din punct de vedere legal, nu eram autorizat să iau cu mine informații clasificate. Aceasta ar fi fost trădare, iar trădarea este o crimă. Eu nu posed nimic altceva decât mărturia mea și documentele prin care dovedesc că am avut în mod legitim autorizațiile individuale de securitate de top secret. El a mai spus că un om de 60 și ceva de ani cu înalte autorizații de securitate i-a relatat în detaliu despre misteriosul caz Rendlesham Forest și despre modul în care au fost implicați cu siguranță extraterestri. David Clark, autorul cărții The UFO Files, a declarat: în anii 1950, se credea că cea mai importantă etapă în tehnologie urma să fie reprezentată de aparatele rotunde care decolau vertical. E ciudat că aceasta a fost exact aceeași perioadă în care oamenii au început să afirme că au văzut farfurii zburătoare pe cer. Expertul susține că în perioada anilor 90, avioane americane invizibile și aparate spion Aurora au început să fie prezentate din ce în ce mai mult în filme precum Ziua Independenței și Dosarele X. E imposibil să dovedești că există o legătură directă între ceea ce oamenii citesc și văd și ceea ce relatează despre OZN-uri. Cineva ar putea spune însă că ultimele descoperiri tehnologice pot influența ceea ce oamenii văd pe cer, a afirmat Clark. Pe scurt, aparent Ministerul Britanic al Apărării nu a fost sincer în totalitate cu cetățenii din Marea Britanie sau în cel mai bun caz a fost foarte neglijent în căutările sale anterioare pentru fișierele privind incidente OZN. Documentele nou descoperite sugerează că ar putea exista și alte loturi de fișiere încă nerecunoscute pe această temă. Sperăm că recentele evoluții vor duce la eforturi reînnoite din partea cercetătorilor privind declasificarea cu adevărat cuprinzătoare a întregului volum de fișiere OZN al Ministerului Apărării. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!